Вот уж веде печей смирить, сикуноште веде парка печей и гъм фац. Вицеме. Партия фирească. Atunci când cuvântul folosit de noi eu, sau căutăm să îndreptăm privirea oamenilor înspre noi, Dumnezeu se oprește la ușă. Domnul se este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște și de departe pe cei îngânfați. Dacă Dumnezeu nu poate să lucreze, sau este împiedicat să lucreze, este împiedicat atunci când eul nostru este prea mare, când firea noastră, când părerea noastră despre noi e prea mare, mai presus. Dumnezeu este împiedicat să lucreze. Atunci Dumnezeu este împiedicat să lucreze. Dar când sunteți smeriți și euul acesta nu are loc în viața noastră, Dumnezeu e gata să lucreze. Vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei încânfați. Acestea sunt condițiile Domnului. El știe starea noastră și ne cunoaște. Știe de unde venim. Știe. Scrie Biblia. Niciun om nu e perfect. Toți au păcătuit. Toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul să fi făcut binele. Toți au păcătuit. În schimb, atitudinea cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Aici e lupta. Vrem să îndreptăm privirea spre noi sau spre Dumnezeu? Când Dumnezeu este înălțat, lucrarea se face. Când Dumnezeu este înălțat în biserică, lucrarea se face. Și toți se bucură de lucrarea Domnului. Au parte. Au câștig. Când se înalță euul, Dumnezeu este oprit, este împiedicat în lucrare. De aceea vrem să dăm loc liber în ziua de astăzi ca Dumnezeu să-și facă lucrarea. Amin. Așa asta înseamnă să se smerească predicatorul, să se smerească cel care primește cuvântul, să se smerească biserica, ca Domnul să poată intra în lucrare. Numele Lui să fie binecuvântat. Ne ridicăm pe picioare și ne vom ruga pentru biserica noastră, ca Domnul să întărească fanfara, ca Domnul să întărească tineretul, ca Domnul să ridice lucrători destoinici pentru lucrarea Lui în biserica aceasta. Ca numele Domnului să fie făcut de cinste în biserica noastră. Ne rugăm Domnului în sensul acesta.